Preasfinția voastră este un exemplu foarte bun de conlucrare între religii, acest lucru. Cum ați acceptat ideea ca muftiul să vină să-și lua lucrarea de doctorat la universitatea pe care o păstoriți? Noi, dacă trăim aici și creștini și musulmani, nu trăim fără voia lui Dumnezeu. Iar musulmanii de aici, din Dobrogea, sunt niște oameni foarte calzi. Ei întotdeauna sunt cu ajutorul. Noi știm că de când a început libertatea în Dobrogea, acești credincioși musulmani de etnie turco-tătară au dat ajutor la biserici. Nu există chiar nici un diferent între creștini ortodoxi și musulmani de aici, iar pentru mine domnul muftiu este un om foarte apropiat, cu care facem cele ale semenilor noștri în comun. Milostenia este și în ortodoxie și în islam, fapta cea mai plăcută lui Dumnezeu, și oamenii se înfrățesc atunci când își fac bine unii altora. Noi ne simțim atât de aproape, pentru că dacă Dumnezeu ne-a așezat unii lângă alții, însemnează că noi trebuie să respectăm această iubire de semeni care nu cunoaște bariere nici de etnie, nici de credință. Ați văzut lucrarea dânsului? Ce impresie v-a lăsat? O impresie foarte bună, pentru că a fost o comparație între dreptul canonic islamic și dreptul canonic creștin. Și iată, în felul acesta putem să avem o punte de legătură, pentru că multe sunt comune. Binele este același și în islam și în creștinism. Nu este socotit binele rău și răul bine, ci semenul are aceeași valoare, cum ne-a lăsat Dumnezeu să fim de aceeași valoare structurală, după chipul lui Dumnezeu și unii și alții, și iată că prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, religiile noastre privesc omul cu respect și în egalitate unii față de alții. Un mesaj pentru tinerii musulmani care poate ar intenționa să facă același lucru? Tinerii musulmani pe care îi cunosc în zona aceasta sunt niște oameni foarte pașnici, harnici, foarte întreprinzători, de aceea chiar am legături strânse cu directori de companii de etnie turco-tătară și credință islamică, și cu care avem un dialog și un parteneriat în anumite situații de excepție. Când avem nevoie, eu chiar apelez mai întâi la musulmani și apoi la ceilalți, pentru că ei fac binele și din mult respect. Astfel încât ar trebui să se multiplice această atmosferă de frățietate, de dragoste, de armonie, de respect, pentru că nu slujim lui Dumnezeu dacă nu ne iubim semenii. Domnule muftiu, cum a venit ideea de a apela și de a vă da acest doctorat la Universitatea din Constanța, la facultatea de acolo, ținând cont de faptul că putea să faceți acest lucru la orice universitate, mai ales una musulmană, poate de oriunde în lume? Haideți să vă spun, în primul rând doresc să-i mulțumesc în al prezenției sale, pentru că a binecuvântat ca eu să pot să continui studiile de doctorat în cadrul Universității Ovidius, în cadrul Facultății de Teologie Creștină Ortodoxă, în cadrul Universității Ovidius. În primul rând, de când eram student, mi-a plăcut foarte mult istoria religiilor și fiind o persoană de etnie tătară, cetățean român, mi-a plăcut foarte mult să studiez creștinismul și mai ales
lucrurile care să evidențiez lucrurile care reflectă frățietatea dintre noi, dintre musulmani și creștini. De aceea și mi-am propus să, în lucrarea mea, să evidențiez lucruri, aceste aspecte pe care le are și islamul și creștinismul în comun și, și în mod special respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Scopul creierii omului, indiferent de apartenența religioasă pe care este de a-L sluji pe Dumnezeu, în primul rând. De aceea, noi, dacă îl slujim pe Creatorul nostru divin, pe Bunul Dumnezeu, vor exista între noi o relație de frățietate, dar într-un mod foarte real. Ceea ce ne bucură pe noi, pe musulmanii care trăiesc, mai ales în zona noastră aici, în Dobrogea, am fost și vom fi în continuare și vom trăi în continuare cu frații noștri creștini într-o bună conviețuire. De aceea ne mândrim de acest model pe care atât în așa simția sa, cât și eu, cât și reprezentanții celorlalte culte încearcă să-l promoveze, și este o mândrie că suntem în primul rând români, cetățeni români, și putem să ne promovăm identitatea noastră religioasă pe aceste meleaguri din zona noastră Dobrogea. Ne puteți spune câteva cuvinte despre Da, eu mi-am început studiile de master tot în cadrul unei facultăți de teologie creștină ortodoxă din România, în Valahia, la Târgoviște, după care am zis să merg pe acest domeniu, pentru că, așa cum am mai spus, mi-a plăcut foarte mult să studiez creștinismul și să evidențiez lucrurile care nu sunt reale spuse de către anumiți teologi musulmani. A studia și mai ales a face un studiu comparativ între religie, între două religii, nu înseamnă a și, într-un fel, să fii promotorul acelei religii, cum s-a spus despre mine. Dar ceea ce vreau să evidențiez din punct de vedere științific, să știți că sunt foarte multe lucruri în comun pe care cei care studiază creștinismul, atât creștinismul cât și islamul, dar poate și iudaismul, pentru că vreau să vă spun, religiile monoteiste, în primul rând, au acele 10 principii în comun. Și acele 10 principii care sunt menționate atât în Vechiul Testament, în Noul Testament, cât și în Coran, să știți că aceste 10 principii ne fac nouă viața mai ușoară și creează o punte de frățietate între noi toți. Și la final aș vrea să ne spuneți despre modul în care ați lucrat și lucrați în continuare cu la preasfinția sa. Este un model pentru credincioșii de aici? Nu numai că este un model, este un model nu numai pentru credincioșii care deja ne știu că există o relație, chiar ne consultăm de fiecare dată, acea milostenie de care a menționat Înaltă Preasfinția sa există între noi toți și chiar Înaltă Preasfinția sa ne ajută foarte mult pe noi ca și cult și pe mine ca și persoană cu diferite sfaturi căruia îi mulțumesc. Deci la noi nu se pune o relație cum sunt în alte zone ale lumii, doar pe hârtie o relație protocolară. Există o relație sufletească care vine din sufletele fiecăruia, atât din sufletul meu cât și din sufletul Înaltă Preasfinției sale, și o relație pe care noi în același timp o și trăim. De aceea este foarte important și eu sper că România deja a trecut de acest obstacol, pentru că în România cultul musulman și cu cultul creștin-ortodox, cu biserica creștin-ortodoxă care este majoritară în această țară, are relații chiar de frățietate și chiar relații care se trăiesc, în care oamenii trăiesc această relație. Deci simt că există o relație de frățietate și acest lucru ne bucură pe noi toți că putem să promovăm o asemenea relație și pe plan internațional. Mulțumesc.